Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă sunteți din vechii mei abonați și reveniți de fiecare dată aici pe canalul meu, încă o dată țin să vă mulțumesc din suflet. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți și sunteți pasionați de parfumuri, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut, este total gratuită. Uh, și neapărat, dacă vă place ceea ce vedeți, apăsați butonelul de like și lăsați-mi și mie un comentariu. Uh, M-am decis să vorbesc astăzi despre un parfum intrat uh, acum 3 luni, 4 luni, dacă nu mă înșel, în uh, tot evit eu să folosesc termenul de colecție. Eu personal nu mă consider colecționară, eu mă consider categoria învățăcel, da? mă consider încă la început de drum, consider că omul, vorba aceea, omul cât trăiește învață, sunt pur și simplu pasionată. Bine, ușor obsedată, dar depășim și momentul, da? Un parfum ce a intrat acum 3-4 luni în viața mea. Gata. Ăsta este termenul cel mai potrivit. Nu știu de ce aveam impresia că este, da? Ok. Și acest parfum este de pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde știți, v-am zăpăciți codul roș 25 vă aduce o reducere sau o extra reducere deoarece este valabil și în cazul produselor deja reduse de 5%. La absolut orice achiziție, mostre, parfumuri full size, produse de îngrijire și așa mai departe. Acest parfum face parte, vine de la casa Nasim și este așa o lumea încă nu este lămurită și m-am decis eu, oricum l-am purtat, da? L-am purtat că tocmai asta e ideea, să porți un parfum ca să poți vorbi despre el. L-am purtat cu disperare, caut să pun un pic frână deoarece vreau să mai am din el și la vară. Și m-am decis să vorbesc despre el deoarece observ eu că lumea încă se teme de termenul parfumuri pe bază de apă sau ceva de genul. Pentru că parfumurile casei Nasim așa sunt, da, pe bază de apă. Sunt produse fără alcool. După un intro de 3 minute și 30, parfumul despre care vom vorbi astăzi se numește Hypnotic Passion. Face parte din colecția N Series, vine în această sticluță pentru mine superbă. Și din câte văd eu, da, se poate vedea și faptul că, da, se vede. Am consumat un deget din el. Da, un deget. Și caut să rămân potolită. El vine în 75 de mililitri și vreau neapărat să mă bucur de el și pe timpul verii. Bun. Um. Haideți să-l pulverizăm pe mână direct ca să-mi fie mai ușor să vorbesc. Aceste parfumuri v-am mai arătat eu și în videoclipul în care am făcut unboxing-ul și primele impresii. Ele lasă o peliculă ușor albicioasă. Da? Arată mai degrabă precum o emulsie. Ca să mă exprim așa, însă, treaba aceasta se absorbe foarte, foarte repede în piele și um, locul unde ați pulverizat cu acest parfum sau cu orice parfum pe bază de apă din, de la Casa nasim, pielea rămâne foarte, foarte fină, uh, se simte foarte hidratată. E o chestie super șmecheră, în opinia mea, da? În opinia mea. De asemenea, fiind un parfum pe bază de apă, adică ce nu conține alcool, este foarte, foarte ok și nu vă afectează dacă îl aplicați și pe lungimea părului sau pe vârfurile părului, da? Că tot așa mai... știu că m-a întrebat cineva, domne, dar tu mereu combini uleiuri sau chestii pe păr cu parfumul și a doua zi automat tu porți altceva părul meu nu se îngrașă atât de repede. Însă, în fiecare seară, pur și simplu îmi iau lungimea, da, partea aceasta, și o, decât o clătesc cu apă, da, nu agresez părul cu șampoane, măști sau alte chestii, nu. Seară de seară, pur și simplu, îmi limpezesc cu lungimea părului cu multă, multă apă, și uh, mă ajută să dispară aroma ce am purtat în ziua respectivă. Vreau să zic ceva, dar cred că o să fac un videoclip separat, ceva ce nu am făcut eu până acum pe acest canal de YouTube, și anume un story time. Dar vedem că rojina are multe îngușe, și când are multe îngușe nu e bine. Bun, revenim la parfum. Parfumul acum s-a absorbit, da? El a rămas ușor lucioasă, dar uh, nu are acea peliculă uleioasă, da? Este pur și simplu extrem, extrem de bine hidratată. V-am mai spus eu, lasă acea senzație ca și cum ți-ai fi răsfățat corpul cu produse de îngrijire uh, high-end, da? Ceva foarte scump. Revenind la mirosul acestui parfum, uh, el este inspirat din Barbary Hair Intense mai degrabă, tot purtândul, în opinia mea, este ca și cum ai face oarecum layering cu Barbary Hair Intense plus ceva Barbary Elixir. Da? Plus un twist floral. Nu este acea clonă nici măcar 90%, dar nu este dupul acela. Are și o atingere personală în deschidere aveți cele mai delicioase fructe de pădure. Zemoase, dulci, dar nu dulcele acela copleșitor, este mai degrabă o aromă dulce acrișoară, da? Nu este ceva să vă creeze o senzație de disconfort. Este floral, însă un floral dulceag, vanilat, se resimte foarte bine și nota de lici, e una o resimt foarte bine în acest parfum. Și în acesta nu veți întâlni acel is ușor medicinal sau de sirop de tuse. Știu că sunt foarte multe doamne și domnișoare ce percep în uh, Burberry o uh, hair intens? Ce percep în Burberry hair intens? Un iz fin medicamentos sau de sirop de tuse. Ei bine, în acest uh, hypnotic Passion de la Nasim nu se resimte acel iz sub nicio formă. Este genul de parfum pufos, oarecum, tineresc, vesel, Uh, pentru o doamnă sau o domnișoară energică, mereu pusă pe șoti, da? Um, un parfum oarecum jucă uși. Se resimte, adică eu una pot percepe în, um, în acest parfum și izul acela de vată de zahăr. Însă, pentru mine, nu este o vată de zahăr cum să spun eu, clasică, da? Aroma în sine de vată de zahăr. Mă duce mai degrabă cu gândul la acea vată de zahăr cu aromă de fructe de pădure, da? Deci resimt treaba asta cu fructele de pădure, uh, inclusiv în momentul în care ajung la partea cu vata de zahăr, da? Nu pot spune că este vata aceea de zahăr simplă, mirosul acela de zahăr, nu. Este o vată de zahăr cu aromă de fructe de pădure. Este ca și cum um, te afli într-un parc, da? Sau uh, loc de. Da, parc. Parc de distracții. Ai în mâna dreaptă o vată de zahăr foarte, foarte mare și pufoasă cu aromă de fructe de pădure, iar în cealaltă mână, în mâna stângă. Ai un buchețel ce ți l-ai făcut singurică din trandafiri, bujori și lăcrămioare. Nu este genul acela de trandafir bulgăresc, nu este trandafirul acela copleșitor, este mai degrabă un trandafir tânăr. Iar trioul acesta, trandafir, bujor, lăcrămioare, se resimte foarte bine. Nu este floralul acela dulce, apăsător, ci mai degrabă cum să spun eu, un floral vesel, un floral ușor primăvăratic sau de vară. Este acel parfum ce l-aș vedea purtat de o doamnă sau domnișoară undeva la 20-50 de ani, da, ca limită de vârstă. Bine, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, cât vrea și când vrea pentru că viața este mult prea scurtă ca să nu ne bucurăm de parfumuri, da? Adică, nu știu, nu consider că trebuie să aștepți nu știu ce X moment ca să porți un anume parfum pe care tu-l iubești, în opinia mea. Este genul acela de parfum ușor romantic, captivant, clar emană feminitate, clar este oarecum definiția feminității, da? Doamna sau domnișoara aceea romantică, mereu veselă, mereu pusă pe șoti. Dar pe undeva pe acolo are și o fină, fină atingere sexy. Are ceva ori dulceața aceasta la un moment dat ce devine un pic mai profundă cel puțin pe pielea mea, pe pe hașul meu, cam asta este chimia mea cu acest parfum. Um, nu este, chiar dacă eu vin și vă spun domnișoară sau doamnă veselă, tânără, mereu pusă pe șoti și așa mai departe, nu este parfumul acela juvenil, pueril, nu juvenil. Nu este un parfum pueril te poate duce ușor cu gândul la o păpușă Barbie, însă... Este divin. Deci este divin. Nu este, este, vesel, este zglobiu, este floral fructat dulceag, ușor, ușor gurmand. Are treaba aceea care îți lasă senzația de apă în gură, da? Are Chestia aceea gurmandă. Însă, în opinia mea, este perfect echilibrat. da, Toate notele sunt perfect echilibrate. Nu ține parfumul pe linia de plutire, Nu-l duce niciuna din celelalte zone. Performanțele mele cu acest parfum, pe pielea mea, acest parfum stă 7 ore. 7 ore. Da. Um, are performanțe în sensul că are și Siaj, proiectează, dar din nou. Treaba cu performanțele v-am spus de 1000 de ori și mă voi repeta de 5000 de ori. Depinde foarte mult de la persoană la persoană în parte, da? Acest parfum nu se va dezvolta la fel pe pielea tuturor. Acest parfum nu va avea același performanțe pe pielea tuturor. De aceea, pe site-ul celor de la Dubai Collection aveți și mostre, da? Și de aceea eu mereu insist, acolo unde găsiți mostre, decât să luați blind buy stick la full size, achiziționați mostre și testați dumneavoastră. Este, este altceva. Eu vin aici și vă spun poveștile mele, trăirile mele, senzațiile mele ce mi le lasă anumite parfumuri. Însă nu e aceeași poveste pentru toată lumea. Bun, pe păr la fel, în condițiile în care spre marea mea rușine eu sunt acea fumătoare înrăită, această aromă, chiar dacă eu fac treaba aceea seară de seară cu limpezirea uleiurilor de pe păr, această aromă se resimte în continuare. Aplicat pe păr, face o treabă excepțională. Excepțională. Plus că orice aplicați pe păr, proiectează mult mai bine. Da? Mult mai bine. E chestie, nici eu nu am crezut inițial, însă am testat, am verificat și în momentul de față confirm. Da? Părul proiectează super bine. Super bine. Din nou, fiind acel parfum pe bază de apă. Dacă aveți probleme dermatologice, în opinia mea, acum, na, eu nu sunt doctor, nu sunt medic autorizat, parafat și așa mai departe. Parafat am spus, da, nu ne duce cu gândul la alt, nene. Consider că este safe. Nu știu. Adică atâta timp cât nu are alcool, nu vă poate provoca iritații, exeme sau alte chestii, treburi socotei. În afară de treaba aceasta, de ce am spus eu de la bun început că trebuie să calc puțin frâna cu um, pulverizarea și purtarea acestui parfum, deoarece vreau să mă bucur și la vară de el. De ce? Pentru că ne neavând alcool în compoziție, este genul de parfum cel poți lua la piscină, la mare, oriunde, oriunde. Da? Nu aveți treabă. Mi de scuze o secundă, dar am vorbit pe repede înainte și pur și simplu mi s-a uscat gura. Bun. Și dacă aveți acest parfum și vi se pare că iubiți aroma în sine, însă vi se pare un pic prea slabă pentru vremea de afară din momentul de față, ca de obicei, eu vin către voi cu 10 variante de layering. Și prima dintre variante este cu un parfum de la Fragrance World, da, din nou Roș 25 și știu, momentan nu este pe stocul celor de la Dubai Collection, însă eu v-am lăsat și pe contul meu de Instagram Contul meu de TikTok, și nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Flag Family. Chiar seară v-am uh, lăsat, eu acum când filmez, este vineri. Voi veți vedea acest videoclip sâmbătă, și v-am lăsat uh, o avanpremieră a casei Rogue, a colecției Rogue, da? În afară de parfumurile uh, Rogue. Urmează într-o săptămână, două, da, să ajungă Periscorner și Fragrance World. În afara faptului că va reveni pe stoc uh, Hair Pistachio și alte parfumuri mult iubite de la Periscorner, vor veni noutăți Periscorner, vor veni multe, multe noutăți Fragrance World. Dumnezeu să mă ajute și pe mine și pe cardul meu și așa mai departe, dar, dar... Inclusiv acest parfum și anume cacao, uh, aveți aici unboxing-ul și primele impresii. Eu mă șterg că mi-am lăsat niște uruși pe mână, scuze. Acest parfum cacao de la Fragrance World revine și el pe stoc. Așadar, dacă nu ați achiziționat până acum mostra sau sticla full size, achiziționați acum să vă faceți o idee dacă merită sau nu să-l aveți. În opinia mea, cacao este cacao, <laughs> da, cacao ușor amăruie în deschidere, însă se încălzește, ca să mă exprim așa, treptat. Și dacă combinați um, aceste două parfumuri, oricum, cam la toate. <sighs> Cam la toate combinațiile, um, Hypnotic Passion de la Nasim ar cam fi baza, cum am aplicat eu când am testat și am muncit și mi-am luat notițe pentru acest videoclip. Uh, în sensul că când, atunci când eu spun bază, spun de fapt că este primul parfum aplicat. Da? Sau puteți aplica în orice combinație parfumul Hypnotic Passion pe lungimea părului iar celelalte parfumuri despre care voi vorbi le puteți aplica, era să spun achișiona, aplica pe piele și pe haine. Dar aceste două parfumuri combinate pentru mine înseamnă o aromă fix pentru vremea de acum, da? O aromă de vreme rece. Este ca și cum mai avea acea vată de zahăr cu aromă de fructe de pădure, îmbogățită, mult mai bogată, mult mai rotundă și mult mai profundă, cum să spun eu. Ca și cum presari cacao pudră, da? Cacao pudră și încă o doză mică de dulceață. Devine un gurmand, devine o aromă gurmandă, însă din nou, um, Profilul olfactiv al acestui parfum, care apropo este ADN original, nu este inspirat din absolut nimic, că știu că multe dintre voi ați trăit cu impresia că este o clonă pentru Billie Eilish. Nu este. Nu are nicio treabă cu Billie Eilish. Vă conferă, vă oferă acea aromă sexy, o brăznicuță gurmandă, da? Și... Um, se îmbină foarte, foarte bine cacao cu hipnotic Passion Foarte, foarte bine. Este ca și cum, din nou, vă spun, ca și cum mai avea o cacao pudră în deschidere, însă, pe măsură ce se așează pe pielea dumneavoastră, se transformă oarecum în acea ciocolată neagră, da? Deci nu aroma aceea de ciocolată cu lapte, ciocolată clasică sau acea ciocolată dulce. Nu, este acea ciocolată neagră ușor, ușor amăruie, slab amăruie. Gândiți-vă, așadar, la o ciocolată neagră uh, combinată cu un fel de cremă cu aromă de vată de zahăr cu fructe de pădure, da? Pur și simplu eu asta resimt atunci când combin aceste două parfumuri. Automat performanțele acestui parfum sunt sporite în momentul în care îl combinați cu cacao. Următoarea variantă de layering, oricum acest parfum este mega versatil din nou, în opinia mea. Mega versatil, atât ca aromă de sine stătătoare, însă este o bază în ceea ce înseamnă layering -ul. Vorbim aici tot despre un parfum de la Fragrance World, da? va reveni și el pe stoc. Și uh, acest parfum se numește, am eu o problemă cu numele, Baracat Gentle Gold, da? Baracat. Acel parfum inspirat din. Uh, Gentle Fluidity Gold de la MFK. Și da, a se observa cât a băut Ana din acest parfum. Și nu știu când mă pot opri cu el. Um, Baracat Gentle Gold este acea vanilie feminină, acea vanilie pudrată, acea vanilie de doamnă, de doamnă stilată. Um, acel parfum oarecum, nu știu, pentru mine și în accepțiunea mea este genul de parfum ce poate fi cu ușurință inclus în categoria parfumuri semnătură. Da? Adică eu aș vedea o doamnă purtând această aromă indiferent de sezon. Indiferent de sezon, indiferent de ocazie, indiferent de moment, indiferent de situație. Și atunci când combinăm aceste două arome iese o nouă nebunie. Și când spun o nouă nebunie, gândiți-vă la cel mai pufos, dar cel mai pufos desert um, cu zahăr vanilat, da, acum se transformă în ceva gen zahăr vanilat, ceva ce mă duce cu gândul la zahărul vanilat, un desert pufos, cremos, cu zahăr vanilat și fructe de pădure. Pentru că baracat Gentle Gold nu atenuează, nu diminuează nota de fructe de pădure din Hypnotic Passion de la Nasim. Dar este o aromă extrem de bogată, extrem de profundă, foarte, foarte dulce, da? Ele două împreună dau o aromă extrem de dulce. Dacă nu sunteți în zona parfumurilor dulci, s-ar putea să vi se pară copleșitoare această, această combinație. Dar, da, din nou, nu are. Oricum, am uitat să specific cap de dudă. Nici Hypnotic Passion nu are absolut nimic Middle uh, nici această combinație nu are nimic Middle Easter, cum nici combinația cu cacao de la Fragrance World nu are absolut nimic Middle Easter. Nu! Aceste două parfumuri combinate împreună vă duc în acea zonă mainstream, în acea zonă de designer și din nou, uh, Baracat Gentle Gold da, am zis bine, <laughs> îi conferă oarecum greutate, profunzime lui Hypnotic Passion, îl face din nou să fie mai proeminent, îl îmbogățește, da, vine și îl rotunjește oarecum. O combinație superbă, 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 superbă și din nou vă stresez. Dacă nu sunteți genul să aplicați două parfumuri în același loc, puteți aplica Hypnotic Passion pentru pe păr, pe lungimea părului. Era continuarea. Deoarece, exact cum v-am mai spus eu și v-am și arătat în videoclipul cu unboxing și primele impresii, în momentul în care aplici Hypnotic Passion pe păr, îți lasă o textură, o senzație, nu știu, e ca și cum ai fi folosit o mască sau un tratament foarte, foarte scump. Îți lasă părul foarte fin, foarte catifelat și ușor străl strălucitor. Da? Nu este genul de produs, ca să mă exprim așa, care să încarce firul de păr sau ca să, care să îl îmbăxească sau așa mai departe. Nu, categoric nu. Eu aici am aplicat un pic mai mult, da? Dar imediat ce se absorbe o să, o să revedeți diferența care v-am prezentat-o și în videoclip. Deci nu încarcă sub nicio formă nici firul de păr. Bun, următoarea combinație este cu o aromă mult îndrăgită de mine. Mult îndrăgită de mine. Voi știți că eu uh, iubesc nota de tutun în parfumuri. Avem aici și un clip uh, dedicat cu top parfumuri cu tutun pentru mine. Dar uh, acest parfumel a fost achiziționat, dacă nu mă înșel, chiar acum în uh, februarie va face un an de zile. Tot uh, Dubai Collection, tot roș 25, însă vorbim despre Rose Honey, ce vine de la casa Mezona Asrar. Și a se vedea dentul, în condițiile în care el vine în 110 ml. Da, nu 90, nu 85, nu 100, 110. Butelcă tati, cum zic eu, să fie bine ca să nu fie rău. Acest Rose Honey este um, un parfum inspirat din tobacolor, însă, față de. Oh, Față de cealaltă variantă de la Emir, pe care o dețin și o ador și o mega iubesc, tutunul din acest Rose Honey îmi dă senzația aceea de tutun mai neșlefuit, tutun brut, da? un tutun mai sharp, un, tutun mai ascuțit, mama ei de engleză, un tutun mai ascuțit față de varianta de la Emir Periscorner Corner. Și Uh, fiind un tutun mai ascuțit, am aplicat întâi acest parfum ca bază, iar apoi am venit peste cu Hypnotic Passion. Da. În Rose Honey deja aveați... Vai, uh... cât de tare e combinația aceasta. Categoric genul de combinație pentru... jet, <laughs> pentru vreme rece. În rose honey deja aveați acele fructe uscate fin condimentate. Gândiți-vă că pe lângă această combinație tutun fructe uscate fin condimentate, veniți cu o doză de dulceață, de fructe de pădure. Tot în zona do... dobacu tot în zona tobacolor se va învârti aroma în sine. Doar că va fi acel tobacolor mai fructat, mai dulce, uh, dulceața fructelor din Hypnotic Passion oarecum domolește. Dacă aveți Rose Honey și vi se pare că tutunul nu este pe placul dumneavoastră deoarece este tutunul acela mai in your face, combinându-l cu Hypnotic Passion de la Nasim, Obțineți un tutun ceva mai domolit, da? Dulceața pufoasă din acest parfum domolește foarte, foarte bine tutunul din acesta. Însă nu îl nu șterge, da? Nu l atenuează până la dispariție. Nu, rămâne acolo, însă nu mai este la fel, la fel de proeminent. Este un tutun cu ceva accente gurmante. Știu că nu prea are sens ceea ce spun, tutun cu ceva accente gurmande, însă această combinație pur și simplu asta am de la nas. Eu asta resimt și asta vă spun. Bun. Următoarea combinație este acea combinație pentru o garment lady, o doamnă gurmandă, o doamnă fiartă pe gurmande, pentru că vorbim despre Nebras Gold de la Latafa. Acea ciocolată cu fructe roșii, acel parfum pe care eu una îl ador. Da, da. Are și acea, v-am mai spus eu când v-am mai vorbit despre el, are și acea atingere fin mentolată în deschidere, însă atingere ce se domolește, se atenuează treptat. Și ce obții, combinând Hypnotic Passion cu Nebras Gold de la Latafa, pur și simplu obții un flanker Nebras Gold, în sensul că se merge foarte mult pe ADN-ul acestui parfum de la Latafa, deoarece este foarte puternic. Al meu are un an și două luni, dacă nu mă înșel, este mega, mega ultra macerat, nu mai are ce să se marineze în el. Um, obțineți același ADN de Nebras Gold de la latafa, căruia um, îi adăugați o extra porție de fructe roșii și ceva dulceață. Pentru că în această combinație nu pot spune că mai resimt acordul acela de vată de zahăr. Nu, resimt decât ceva dulce. Este același nebrazgold, după cum v-am spus, cu extra fructe roșii dulci. Un Nebra's Gold mai fructat um, și un Nebra's Gold mult mai gurmand în opinia mea, deoarece tot am senzația aceea de apă în gură. Um, mi se pare că se îmbină foarte, foarte, foarte bine acest Hypnotic Passion cu Nebra's Gold. Foarte bine. Dacă sunteți tot așa iubitoare de aromă de fructe roșii, este o combinație bombă și neapărat trebuie să fiți și în zona parfumurilor gurmande. Următoarea combinație este cu un parfum mai nou intrat în viața mea. Vine de la Ajmal și se numește Queer Mask. Vine în această sticluță foarte, foarte frumoasă și, contrar numelui său, a fost o achiziție blind, la începutul anului, la începutul lunii ianuarie și habar n-aveam, după cum v-am spus, blind, da? Am, am studiat eu notele, mă tot gândeam, mă tot ținea pe loc treaba aceea cu pielea, pentru că încă nu iubesc orice combinație de piele, da? Ce ciudat sună! Nu iubesc orice combinație de piele și mai ales că avea și numele queer în, da? cuvântul queer în nume, am zis, zic, stai să vezi ce bombă cu piele am comandat. Însă nu, nu. Este o superbitate de parfum, îi va veni și lui rândul la recenzie, însă mai trebuie purtat. Se deschide cu o explozie de zmeură, pepene, toate fructele zemoase posibile. Bine, nu toate fructele zemoase posibile, aproape toate fructele zemoase posibile. Și pielea din acest parfum de la Jmal este una domolită sau una, cel puțin, ce eu o pot duce, o pot accepta, nu este ceva, da? Are și un finis de tutun, dar foarte, foarte fin și, contrar numelui, este genul de parfum ce eu personal îl văd ca parfum semnătură, dacă ești o apariție mai aparte, și îl văd purtat all season. Da? Chiar dacă are acordul acela de piele și tutun, fructele, zmeura și pepenele, da? pentru că acestea se resimt foarte, foarte puternic, îl, îl echilibrează. Nu este prea strident pentru vară. Zic asta acum, vedem la vară. <laughs> Însă, în momentul de față, aș putea purta acest parfum chiar și vara. Dar, revenind la combo, veți avea un coș cu fructe mai mare decât uh, aveți în cuir masc. Și când spun coș cu fructe, nu mergeți către zona erba pura. Nu. Coș cu fructe. Niște fructe distincte, da? Zmeură, pepene roșu și fructe de pădure. Fructe de pădure dulci, moscat dulci de data aceasta. Uh, moscul din acest parfum, nu știu sigur dar eu și nu știu sigur dacă este listat. Oricum, pentru fiecare, e bine că m-am acum la jumătatea videoclipului, pentru fiecare din parfumurile despre care vă vorbesc, veți avea notele inserate undeva aici. Însă, eu un în hipnotic passion simt acel mosc pufos. Queer Mask are și el un mosc. Combinația dintre cele două moscuri, dintre aceste două parfumuri, Um, șterge și mai mult, atenuează extrem de mult. Se mai resimte nota de piele, să zic undeva la 15%. Pur și simplu obțineți acea aromă uh, fructat-moscată, da? ușor dulce. Nu m-am gândit niciodată la această combinație, însă purtam uh, într-o zi pe păr acest parfum și am zis uh, să mai pufă puțin din queer mask în condițiile în care îl lăsasem vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, să stea la odihnă. Și pur și simplu având hipnotic passion pe păr, pe lungimea părului și momentul în care am pulverizat queer mask, care este un parfum extrem de puternic, mai a izbit combinația da? și chiar mi-a plăcut. E genul acela, din nou, de combinație all season. Chiar dacă chiar dacă acest parfum are o leacă de tutun și de piele în el. E, nu știu, plus că este o aromă total altfel. E, nu e genul ăla de aromă care îl întâlniți la orice pas, cum zic eu. Următoarea combinație vine tot de la Casa Nasim și este cu un produs recent intrat în viața mea. Și trebuie să mă uit un pic pe cutie pentru că, a, nu-i mai știam numele, da? Uleiul Hanaen. Această sticluță bijuterie, ați mai văzut-o, presupun, pe YouTube. Nu știu, poate pentru multe dintre voi uleiurile, atarurile, uleiurile parfumate Middle Eastern, ambalajele lor vi se par ușor Chici, da, pot trăi cu asta, suntem diferiți, nu toți avem același gusturi, slavă Domnului. Personal, mie îmi place, da, este veselă, este colorată, are și petracele, plus aceasta de aici. Per ansamblu îmi place cum arată. Revenind la Romă în sine, Hanaen este... vine în acest ambalaj, înainte și înainte de toate. Vine în acest ambalaj, este acel ulei Middle Eastern, însă aroma sa în sine nu are nici cea mai mică legătură cu lumea Middle Eastern. Nu, nu, categoric nu, de trei ori nu. Tot ceea ce resimt eu în acest Hanaen este o cupă mare, mare, mare de tot cu caramel, dar nu caramelul acela sărat, mă duce cu gândul mai degrabă la toppingul acela de caramel de la înghețata McDonald's. Da, îmi las apă în gură. Pur și simplu genul acela de aromă de caramel. Acea aromă de caramel combinată cu ceva flori albe, însă nimic indolic. Nu pot spune că... Este gurmand, dar nu este gurmand obișnuit și nu este sub nicio formă, v-am spus lucrul acesta, mă repet în momentul de față, este mai degrabă acea aromă de designer. Nu are nici cea mai mică legătură cu lumea Middle -ister. Nu, categoric nu. Însă, această combinație, din nou, se adresează doamnelor fierte pe gurmand. Da? Deci trebuie să fii fiartă pe gurmand ca să combin aceste două arome. Și eu da, eu sunt fiartă pe gurmand. În momentul în care combine aceste două arome, obții o dulceață absolută. Însă nu este din nou. Din nou, pentru mine, eu sunt că mă Mie îmi plac parfumurile bold, mie îmi plac parfumurile mai impunătoare, mie îmi plac parfumurile ușor altfel da? Dar avem în continuare acea vată de zahăr, în această combinație se resimte treaba cu vata de zahăr, da? Acel acord, mergem pe el de data aceasta. Ai o vată de zahăr, din nou, tot cu fructe de pădure, însă îi adaugi Toping de caramel nu prea pot spune că nu este logic ceea ce spun eu. Îi adaugă acel hint de caramel, da? Este ca și cum ai avea uh, o vată de zahăr mixtă: fructe de pădure, fructe roșii și caramel. Florile albe din acest ulei, oricum, el ca aromă de sine stătătoare, uh, după cum v-am spus, nu este. Când spun flori albe, nu vă gândiți la ceva ce să vă leșine sau ceva de genul. Însă, în această combinație cu Hypnotic Passion și hanaen combinate împreună, treaba cu florile albe din acest ulei se stompează complet. Da? Veți avea pur și simplu uh, Hypnotic Passion de la nasim cu extra caramel. Mie personal îmi place și pentru că tot suntem în zona de caramel, dar de data aceasta un caramel ușor mai estival, nu știu de ce pe mine așa mă duce cu gândul, vorbim despre acest bum du Brazil de la Jean Arte și el o bază destul de bună și de interesantă pentru layering. Acest parfum inspirat din celebrul Bum Brazil, zic eu bine, dar vă las aici poză. Da, aici ai caramel sărat, ai ceva ușor tropic, ai ceva ce te duce cu gândul la vară. Însă, în momentul în care combine aceste două arome, vai cât de bine dau împreună fructe de pădure roșii, de data aceasta nu le mai avem sub formă de vată de zahăr, este ca și cum ai uh, o cupă cu fructe de pădure roșii și cu zmeură, nu știu de ce mie îmi dă zmeură direct în această combinație, peste care tor cel mai gros, dens și bogat topping de caramel sărat. Da? Caramel sărat. Este o aromă, genul acela de aromă intoxicantă de data aceasta. Un gurmand dus la next level, un gurmand ușor mai altfel. Chiar dacă eu am spus că acest bum du brazil, el ca aromă ca parfum de sine stătător, ca aromă de sine stătătoare, este acel caramel sărat cu ceva exotic. În momentul în care se combină cu acest hypnotic passion, atingerea aceea uh, exotică pur și simplu dispare, făcând, în opinia mea, acest combo uh, pretabil, purtabil în orice sezon. Chiar în orice sezon. E genul acela cum se spune dacă vrei să fii un snack pe două picioare. Da? Dacă vrei să fii mâncată, uh, combină aceste două arome. La fel, dacă nu-l aveți pe acesta, și aveți Bum du Brazil și Hypnotic Passion, combinațiile că e minune, e paradis, e tot ce vreți voi. Și ultimele trei, dar nu cele din urmă, când da, nou venit și de ce să nu-l combinăm și pe dânsul, vorbim despre Hair Pistachio de la Paris Corner unboxing și primele impresii aici are și el ceva timp de atunci, dar mai trebuie lăsat puțin oricum per ansamblu per ansamblu asta așa ca o mică paranteză um, în comparație cu originalul. ca Caelian ce gelato și în comparație cu latafa affection love eu personal fac mie mai bună pielea mea. Uh, se înțelege mult mai bine cu Hair Pistachio, da? Mult mai bine, da? Deci pentru mine, din toate cele trei variante, oricum, îl mai las, îl mai las și v-am promis un clip de tip versus între toate trei variantele. Însă, în momentul de față, Hair Pistachio pentru mine e the king. E the king, e tot ce trebuie. Dar, dar, dacă combinăm Înghețata de fistic, cu fructe de pădure, cu vata de zahăr, cu fructe de pădure, oare ce iese? Distracție, nebunie, parc de distracții, toate chestiile dulci, toate chestiile comestibile, toate dulciurile interzise. Cel puțin pentru mine, una la 3-6 de anișorei mei, încă mă lupt seara să nu mai mănânc dulce. Nu vă interesa treaba asta, dar na, când e vorba de dulce îmi spun și eu durere. Dar da, da. Um, treaba cu um, acordul de vată de zahăr, îmi venea să spun înghețată, acordul de vată de zahăr din Hypnotic Passion de la Nasim este totalmente acoperit, șters, dispărut de um, toată treaba cu locum, adică rahat turcesc, se resimte foarte bine în hair pistachio rahatul turcesc. Eu personal resimt cremozitatea, pufoșenia și tot ce trebuia să însemne pentru mine i-am pistachio gelato. Se resimt foarte, foarte bine în acest parfum și îți lasă impresia din nou de gelaterie extrem de scumpă pentru că Hair Pistachio Gelato, chiar dacă nu are nici măcar o lună de zile, dacă îl combin cu acest parfum, Hypnotic Passion de la Nasim, el, Hypnotic Passion de la Nasim este un bun performer. Însă, Hair Pistachio Gelato este peste, da? Și uh, bogăția notelor și performanțele sunt undeva peste acest parfum de la Nasim. Pentru mine, pe mine, da? Pe mine. Asta nu înseamnă că trebuie să fie valabil pentru toată lumea. Însă, această combinație este acel moment când tu intri în cea mai uh, defiță gelaterie din București din dorobanți de unde vreți voi, da? și pur și simplu uh, doamna de la acea gelaterie, doamna de la Tejghea vine cu. Um, Recipientul acela cu înghețată proaspătă de fistic plus fructe de pădure. Da? Înghețată de fistic plus fructe de pădure. Asta înseamnă pentru mine această combinație. Aș purta combinația aceasta, pentru că vorbim de înghețată acum, la vremea de afară, la temperaturi mai reci, cu siguranță da. Cu siguranță da. Deoarece nu este genul acela de aromă, cum să spun eu, ca o briză fină. Nu, nu. Combinația asta este foarte bold, este foarte in your face, este foarte, foarte puternică și este genul acela de aromă delicioasă, gurmandă, fără a avea acel dulce copleșitor. Bun, și ultimele două, minutul 50. Nu știu de ce a ieșit atât de lung videoclipul. Nu că n-aș vorbi eu mult, um, dar eu aveam în cap că îl fac mai scurt. Bun. Acum, acum, vorbim despre un nou parfum intrat în colecția mea. Am avut. Um, iar am uitat. Hair Pistachio revine și el acum, într-o săptămână, maxim două, da? Odată cu. Următorul transport între ghilimele, Periscorner. Următorul parfum ce a intrat recent în colecția mea, am avut o mostră de 2 ml de la Dubai Collection și am spus nu. Deci nu trăiesc fără tine. În afara faptului, cum arată sticla. Deci sticla, pe mine, una cel puțin personal, mă ucide. Vorbim de un parfum de la Fragrance World și anume Ace of Spades asul de inimă neagră pică ce e asta. Da? Știți voi. Deci sticluța este fenomen pentru mine. Este superbă. Aici este o plăcuță de metal, zic eu. Ori metal, ori un plastic ceva mai dur, dar e divină. Deci mie personal nu am uh, nimic, din cealaltă, nimic din această gamă Deoarece mai sunt două, mă bate gândul să iau și dama ca să am măcar două, dar, dar în afară de prezentare, acest parfum, în opinia mea, este cea mai bună variantă, cea mai bună interpretare pentru by the fireplace. Am decant din uh, Campfire de la Emir, decant de 10 ml. Am și uleiul de la Ud Arabi London, însă, însă, aroma acestui parfum mi se pare no. Deci n-ai cum cu ea. Um, o să fac și un videoclip tip versus. Am făcut o pauză că am și spus dimineață vorbeam cu cineva și am zis nu trebuie să mai spun ideile mele pe YouTube. Că ce să vezi? Dar nu mai contează. O să fac un, tip, un clip tip versus între acest parfum și um, Campfire de la Emir. Însă pentru mine din start, nu este la fel de afumat precum acela și simt acea dulceață ușor gurmandă. Um, De-abia a venit ieri, da, ieri l-am primit pe acesta, ieri am primit coletul. Ieri de-abia a venit, nici n-am avut timp de macerare, vă dați seama, da, și ieri l-am pulverizat o singură dată și pur și simplu e genul de parfum care umple camera, da, și ați văzut acum am dat tot un singur puf, îl ador, îl ador, pentru mine alesul, da, în comparație cu Campfire de la Emir, nu. Pentru mine, acesta este ceea ce trebuie. Și, și, o să ziceți: cum naiba să combini uh, ADN-ul uh, by the fireplace cu ceva gurmancel, da? Fructat. Este nebunie. Da? Este cu siguranță acea aromă strict pentru vreme rece. Strict, strict pentru vreme rece. Nici eu, care sunt nebună cu ghilimele și fanatică și obsedată de parfumuri in your face, nu m-aș încumeta să port această combinație uh, primăvara-vara. Nu, cu siguranță nu. Nu, nu ai cum primăvara-vara. Ca aromă, ca aromă, obții ADN-ul acestui uh, parfum, acest parfum în sine. V-am mai spus, mă repet, este genul care dai un puf și umple o încăpere, da? Este extrem de puternic, extrem de puternic în condițiile în care nu a stat la macerare. Um, și fiind atât de puternic, oarecum acoperă treaba ce o emană hipnotic passion, însă nu definitiv. Obțineți o aromă este un flanker ușor mai vesel pentru by the fireplace. Da? Se merge pe linia afumată, dar nu este la fel de afumat precum cel de la Peris Corner. Se merge pe linia afumată dulceagă, da? se resimt în acesta foarte bine bezelele acelea dulci, e una cel puțin le resimt. Dar gândiți-vă că pe bățul acela, da, unde puneți bezelele, după ce ați rumenit bezelele, puneți așa, ca și cum ar fi pentru decor, ceva fructe roșii de pădure. Cam asta este atmosfera, asta este senzația ce -o mi-o lasă această combinație. Și da, bine, fiind și de sezon, în momentul de față este preferata mea. Deci, e nu știu, este și ușor, ușor veselă, este și serioasă, este ușor melancolică, deoarece, da, fiind foarte prezent aroma a acestui parfum, da, mă duce cu gândul în continuare la copilărie, la gura sobei și așa mai departe. Însă, vine cu ceva roz acest hypnotic passion, da? O ambalează frumos, o împachetează foarte, foarte frumos și pe repede înainte, dar aia e a ieșit de o oră. Ultima combinație, dar nu cea din urmă, vine cu un ulei de la Ud B. da, știu, mare bătălie pe el, mare bătaie pe el, dar revin în stoc. Vorbim aici despre 28 Flavors sau varianta pentru Vanilla 28 de la Kayali. Iar pentru acest ulei, pentru această aromă în sine, o săptămână, două, două, nu, o săptămână, două periscord, dar două, trei săptămâni, în momentul în care revine gama Rogue pe site, veți avea și parfum, da? Deci, atât de îndrăgit și atât de cerut a fost acest ulei, încât cei de la Dubai Collection ne aduc și varianta EDP. Și eu știu că și extract, dar rămâne de văzut, din Caiali Vanilla 28. Bun. Și cele două combinate. Mai are rost să vă zic ce înseamnă dacă ai Caiali Vanilla 28 și ai acest parfum, combinele. La fel, dacă ai acest ulei de la UD Arabi, care pentru mine este mult mai Speaker decât originalul, combinele, da? Din nou, ai grijă când porți această combinație să nu fii mâncată. Este gurmandul acela, dar un gurmand cu un hint sexy. Acel hint sexy aducându-l fix uleiul acesta, în opinia mea, da? Um, hypnotic Passion de la Nasim are o atingere sexy Însă, uleiul 28 Flavors, inspirat din Cayali Vanilla 28, este o idee de sexy mai in your face, cel puțin în opinia mea. Nu este un gurmand și atât. Nu, este un gurmand ușor obraznic. Dar, din nou, este genul de aromă ce o poți purta oricând. Oricând. Adică, nu știu, e una aș purta combinația asta chiar și pe timpul verii. Doar că pe timpul verii mi-aș aplica uleiul pe lungimea părului, iar hipnotic pe șem pe piele. Da? Aș purta chiar și atunci această combinație, dar v-am mai zis, nu toți suntem la fel. Acolo unde aveți posibilitatea să achiziționați mostre, achiziționați mostre, nu mergeți pe sticle full size din tot ceea ce vă prezint eu aici. Ați văzut și în alte videoclipuri de ale mele, am momente în care și eu, chiar dacă studiez notele și chiar dacă am impresia că sunt în zona mea de confort, chiar și eu achiziționez mostre sau decanturi. De multe ori îți faci o idee în baza notelor și aroma în sine este cu totul altceva. Da? Bun. O oră. Atât pentru videoclipul de astăzi, era și timpul să mă opresc după o oră din atâta vorbă. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final și haideți să ne reauzim în secțiunea comentarii să-mi spuneți dacă aveți și voi hipnotic Passion de la Nasim sau un alt parfum de la Nasim, să împărtășim, să facem schimb de experiențe, să facem schimb de idei, cum vă împăcați voi cu parfumurile casei Nasim acestea din gama N Series și mai ales dacă îl aveți pe acesta, cu cel îl combinați? Da? Ajutați-mă și voi cu alte variante de layering. Link în bara de descriere pentru absolut fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit. Link pentru contul meu de Instagram, link pentru contul meu de TikTok, link pentru grupul meu Freg Family, unde, unde, mică paranteză, Um, mulțumită anumitor persoane, dar facem story time, um, am contul de Facebook restricționat, nu vă pot răspunde pe Messenger, nu pot comenta, nu pot avea nicio reacție, nu pot face absolut nimic, mai am două zile de pedeapsă bun, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag, vă pup din suflet pe suflet și până data viitoare să aveți zile minunate și bineînțeles pline cu parfum. V-am pupat! Zvonena